Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la o nouă zi frumoasă aici de la grădina mea. Am venit să profit de ziua asta frumoasă pentru că până acum a fost numai ploi. Știu că probabil am vorbit în fiecare clip de ploi, de timp urât, dar așa este. Nu am mai reușit să mai fac nimic cu timpul ăsta și o să bine iar vreme urâtă. Ține 2-3 zile frumoase și 4-5 cu ploi. Nu știu cum e, anul ăsta e dezastru cu timpul ăsta. Ploi și ploi și ploi în continuu. Nu zic, e bună ploaia, că face bine la toate plantele, dar e prea exagerat. Adică e exagerat că e dintr-o dată. Ar fi trebuit să mai fac o pauză așa, că mi s-a luat tot timpul. Eu 2-3 zile, în astea 2-3 zile trebuie să fug repede, să fac și eu, să reușesc să fac câte ceva la grădină. Cu plantele sunt în urmă, cu plantatul. Că dacă a plouat și n-am avut când să plantez, că nu pot să plantez în pământul ud, trebuie să lași 2 zile, cel puțin 2 zile, chiar 3, ca să se usuce un pic terenul, să tragă apa și după aceea pot să plantez. Dar mi-am luat câteva plante să vedem dacă azi, nu știu dacă reușesc să plantez ceva. Inițial aș vrea să plantez măcar ceapa, că am luat și ceapa, am mai luat niște ceapă, să văd dacă reușesc să le plantez astăzi. Să văd dacă reușesc să le plantez astăzi aici, să continui, ca să nu las locul ăsta gol. Vreau să plantez aici să nu las locul ăsta gol, unde am mai plantat și pe cealaltă ceapă. Am luat plante de ceapă, că văd că sunt și frumoase, mari și așa nu o să rămână în urmă, o să crească repede. Dar pământul de desubt, pe deasupra e uscat, că a bătut vântul, dar de desubt e noroi. Ia uite. Dar eu am să încerc așa să plantez, că deja e săpadă data trecută, am să plantez așa direct, fără să-l mai sap. O să încerc să nu calc pe deasupra ca să-l, cum să spun eu, să-l presez, ca după aia să bătătorească. Așa că o să iau o greblă, să dau cu grebla așa pe deasupra, doar să dau un pic cu grebla și încerc cât mai mult posibil să nu calc pe el. Și o să plantez așa, pentru că nu se mai poate. Eu vreau să reușesc să umplu grădina într-un timp mai rapid. Că, na, ce să fac? Trebuie neapărat, că altfel dacă încep iară și vin iar ploi, iar nu o să pot să fac nimic, că au anunțat ăștia iar ploi. Dar bă, ceapa asta, ce să... nu știu ce e. Cred că... Uite că mi-a retezat-o. Cred că vreun greiere. Greierii mi-a retezat ceapa asta și asta la fel aici. Sau melcii. Poate să fie și melcii. Să mi l-a mâncat. Ia uite și aici. Aici a retezat-o de tot. Dar eu cred că mai degrabă, nu știu, ziceți voi, ce ar fi de mi-a retezat ceapa așa? Ia uite, aici mi-a retezat-o, ia uite, după pământ. Asta un pic aici, asta la fel. Unde am mai văzut? Ia uite și aici. Băi, ești nebun. Nu se poate, ia uite. Ia uite, și aici un pic am mâncat, cred că și melci, dar cred că și greierii, nu știu, n-am idee. Ia uite, și asta, acum am văzut, ia uite, acum am văzut, ia uite, ia uite și aici, aici lipsește, ia uite, aici lipsește ceapă, ia uite, deja a retezat-o, n-a mai rămas nimic, aici la fel, ia uite, îmi mănâncă ceapa, îmi distruge ceapa. Ia uite, și aici am mâncat, ia uite. Nu știu dacă sunt melci sau nu știu, da, cred că sunt melci, ia uite. Ia uite cum am mâncat frunzele. Ia uite cum le-a ciugulit. Le-a mâncat vârful la frunze, de la ceapă. E, pe trebuie să le vin eu de hack. Trebuie să văd eu cum fac să scap de melci ăștia. Că na... Ia uitați ce frumos a prins ăsta. Asta e zmeura. Zmeura s-a prins frumos aici, deci a mers zmeura. Asta, vița asta de vie pe care am luat-o, se pare că... Ha? Cred că s-ar putea să fie vie, nu știu. Văd un muguraș aici. Aici văd un muguraș. Să sperăm că nu mi-am luat țeapă cu vița asta de vie, că am luat-o la cineva și am cumpărat-o, bineînțeles. Și am văzut-o când am desfăcut-o să o plantez, era deja uscată. Adică era uscat pământul în care era. Și nu știu, să sperăm că e ok. Asta care am pus-o anul trecut, ia uite ce frumos. Ce frumos a dat în ea și anul ăsta. Deci asta, peste 2 ani o să mănânc și eu struguri din ea. Poate, ce știu, poate o da și anul ăsta. Dar nu prea cred. Dar îi mai trebuie încă vreo 2 ani ca să se facă, să crească mare și frumoasă. Ia uitați aici și coacăzul negru. Coacăzul negru la fel, ce frumos a crescut. Bineînțeles că anul ăsta nu o să facă fructe, dar uite că și pe ăsta văd că l-a mâncat ceva. I-a mâncat frunzele. Și ăsta l atacă. Bă, dă-i încolo de dăunători, apar tot felul de dăunători. Ăsta, mirtilii nu a ieșit, iar am uitat cum îi zice. Am uitat iar cum îi zice. Mirtilii, în fine. Și ia uitați coacăzul roșu. Deja a început să iasă fructe. Ia uitați fructele aici, dar văd că și aici. Văd că ceva le-a mâncat fructele. Mi-a mâncat fructele. Bă, dă-o încolo de treabă. A, bine, ok. Asta e. O să văd eu cum rezolv problema asta. Așa că nu uitați de butonul de like, că mă ajută foarte mult, și nu uitați să vă abonați la acest canal, bineînțeles, dacă aveți și buna plăcere. Haideți să ajungem la 10.000 de abonați. Să mai întrebesc încă 130 și ajung și eu la 10.000 de abonați. Haideți să vedem dacă reușim, în cât timp reușim să facem 10.000 de abonați. Dați o distribuire la acest clip ca să vadă și prietenii voștri și să ajung cât mai repede și eu la 10.000 de abonați. Așa mă motivează și pe mine să postez cât mai multe clipuri. Bineînțeles, dacă îmi permite și timpul, că timpul ăsta, după cum v-am spus și la început, e foarte, nu știu cum, foarte ciudat. Așa că rămâneți cu mine în continuare în acest clip și să vedem ce mai am de făcut. Am mai făcut rost aici de niște fiare. Am aici niște țevi, le-am luat de la cineva și le-am adus aici că vreau să mă apuc, după cum am spus, vreau să mut țarcul de găini aici. Așa că o să mă ajut și de țevile astea, o să mă folosesc de ele ca să fac țarcul. Ca să nu stau să le demontez pe alea și după aia nu știu cum să fac să pun găinile. Așa că o să fac cu țevile astea o parte din țarc și după aia să vedem dacă o să mut găinile într-o parte din țarc și o să mai au și acolo niște fiare, că nu mi-ajung fiarele astea care le am eu aici. Dacă aș mai fi făcut rost încă de ceva fiare, poate nu aș face cu astea repede. Dar să vedem cum îmi permite și zilele astea, că după cum am spus, timpul e limitat aici. Că vin vreme urâtă, când e, uite, că n-am mai reușit nici lemnele să le tai, să le sparg, ca să le așez frumos aici, că magazia să zicem că e gata, de fapt ce să zicem că e gata, e acoperită, doar că am văzut că mai sunt infiltrații de apă, va trebui să rezolv un pic cu, nu știu, să vedem, am eu niște, nu știu cum să vă spun eu, cum că aici se cheamă goaină lichidă, liquid, ar fi, în traducere ar fi zmoală lichidă. Dar nu e chiar zmoală, e ceva între zmoală și un plastic, ceva de genul. Și va trebui să dau pe unde, uite, pe aici sunt niște găuri, pe acolo și aș vrea să dau pe unde văd găuri, așa aș vrea să dau ca să nu se mai infiltreze apă deloc, că n-aș vrea să mai treacă apa prin ea. În rest e ok, nu e că plouă cine știe ce, dar n-aș mai vrea să fie nicio infiltrație, că așa nu va mai ploua pe lemne, va fi și ele uscate și nu va mai pătrunde apa și bineînțeles că dacă pătrunde apa poate să putrezească și structura de aici. Asta, de asta vreau mai mult ca să repar, să nu mai fie nicio infiltrație de apă. Dar aș vrea să acopăr aici în spate astăzi, să vedem dacă reușesc. Aș vrea să acopăr partea asta din spate aici ca să fie, nu știu, așa vreau eu Să nu mai se vadă nici la stradă, că se vede urât să văd lemnele astea. Așa, dacă e acoperit e altceva. Și bineînțeles, na, să nu se vadă nici ce am eu aici în magazie, nu? Poate, na, îmi pun materiale, cum e lemnul ăsta care vreau să-l folosesc și alte chestii. În fine, vreau eu să fie, vreau să acopăr și pentru ploaie, că dacă bate ploaia să nu bată în lemne și așa mai departe. Așa că vreau să fac repede, să acopăr aici astăzi, să vedem dacă reușesc. Oameni buni, cam asta este tot pe seara asta. După cum vedeți, am reușit cât de cât să închid aici. Mai am de închis, mai am să pun să închid și jos, mai jos. Dar s-a făcut târziu și nu prea se mai vede nimic, Adică se mai vede, dar deja mă apucă noaptea. Dar uitați cum a ieșit. Am pus un pic mai așa, acolo am pus gândurile un pic mai rare, pentru că oricum pe deasupra o să pun prelată, o să acopăr cu o prelată frumos ca să nu bată ploaia să se prăpădească lemnul. Așa că o să pun o prelată, aici să vedem, încă mai rămâne de văzut. După cum am spus, trebuie să repar un pic pe unde e, unde sunt fisuri, pe unde sunt găuri astea, pe unde se infiltrează apa. Va trebui să repar ca să nu mai intre apa înăuntru, să se scurgă. Aici trebuie să fac o scurgere neapărat. Să vedem, că nu știu dacă o să mai pun zgheab din ăla, dacă o să mai pun zgheab din ăla ca să scurgă apa în ea, rămâne de văzut. Poate o să fac în prelungire un pic așa, ca să scurgă aici în șanț. Dar asta nu e neapărat acum important. Pe mine m-a interesat să închid aici și să închid, să vedem în altă zi, mâine sau să vedem când e, în altă zi, să vedem că trebuie să fac ceea ce e mai important, adică va trebui să și plantez în grădină, să pun plantele, că după aia timpul ăsta, după cum vedeți, uite, și astăzi începe să înnoreze așa, dar sper că mâine nu plouă, n-au pus ploaie mâine, nu știu, nu a anunțat nimic ploaie, dar nu se știe cum e timpul. În fine, dar cu magazia să zicem că sunt pe punctul de a o termina, adică sunt pe punctul de final, aproape. Mai trebuie să închid partea aia, să pun o prelată, să închid și partea asta aici, să pun și aici prelată. Rămâne după aia de văzut și partea din spate unde sunt lemnele, acolo. Rămâne de văzut și aici, aici va fi intrarea. Aici exact. Și ăsta, bineînțeles că o să-l tai și pe ăsta, dar nu e... Încă nu e, să zicem așa, important acum, momentan. Ăsta o să-l tai și în timp, că acum e acoperit aici, nu mai plouă pe el să se putrezească, ca să prăpădească, nu știu, din pământ, dacă se poate prăpădi, dar o să văd eu mai încolo. Așa că am reușit să plantez și ceapa, plantele pe care le-am luat și le-am plantat astăzi. Nu rămâne decât să le pun un pic de apă, deși ele au, dar normal așa e bine să le mai pui tu apă, chiar dacă pământul e ud, dar am să le pun un pic de apă ca să aibă și rămâne pe mâine să vedem ce pot să mai fac. Așa că pe seara asta am încheiat aici, cam asta este tot, oameni buni, și uitați cât a crescut usturoiul, vă, în zilele astea cât a plouat, tot crește, dar vezi, face bine și dacă plouă. Cresc plantele, dar nici prea mult, pentru că după aceea se poate și prăpădi în pământ, nu se știe ce se poate întâmpla, așa că cred că iar ajunge apa asta atât cât a dat până acum, deși e bună apa, dar când e mult, e multă, nu e bine nici prea exagerat. Așa că, oameni buni, o să închei aici clipul ăsta. Dacă apreciați munca mea și tot ceea ce ați văzut, lăsați și voi un like, mă ajută foarte mult. Nu uitați să vă abonați la acest canal. Haideți să strâng și eu 10.000 de abonați, să reușesc să ajung și eu la 10.000 de abonați în cât mai scurt timp. Îmi mai trebuie 130 de persoane parcă și ajung și eu la 10.000 de abonați. Așa că v-aș ruga tare mult să mă ajutați să trec și eu pragul ăsta de 10.000 de abonați și după aia vom mai vedea pe parcurs ce se va mai întâmpla. Oricum, anul ăsta vreau să mă țin de postări, să mă țin de clipuri, să postez cât mai multe, dar sperăm că mă lasă și timpul ăsta și că nu va mai ploua, pentru că eu am foarte multe de făcut aici la grădină. După cum bine știți și v-am mai spus, vreau să mut cotețul de găini de acolo din spate, să-l mut aici în față, ca să nu mai fie acolo, că acolo fiind grătarul, mă duc și eu la un grătar acolo, fac un grătar, nu pot să stau cu mirosul de la găini. Așa că dacă îl pun aici și o să-l sistemez mai bine, o să-l acopăr mult mai bine, o să-i pun un acoperiș așa cum trebuie, ca să nu mai plouă la ele, să facă un dezastru la găini. Așa că, oameni buni, am să închei clipul aici, nu vreau să vă mai rețin așa de mult. Lăsați și voi un like, abonați-vă la acest canal dacă încă nu ați făcut-o. dați și o distribuire să vadă și prietenii voștri, ca să ne strângem cât mai mulți pe acest canal, în această comunitate. Bineînțeles, dacă vă face plăcerea să fim cât mai mulți aici, să ne strângem câți mai mulți. Ok, oameni buni, pa, pa! Numai bine, sănătate, aveți grijă de voi și să ne vedem cu bine până data viitoare. Pa, pa!